Pentru al treilea an consecutiv, Serviciul Județean Anticorupție organizează Cupa DGA la șah. Față de edițiile precedente, competiția se adresează mai multor categorii de persoane. Acest eveniment este încadrat în seria de activități consacrate Zilei Internaționale Anticorupție, 9 decembrie. De această dată, la competiție participă o paletă mai largă de competitori, însemnând cadre din Ministerul Afacerilor Interne, pensionari, tineri, cât și din administrația publică locală. Logistica și materialele pentru concurs au fost asigurate de Clubul Sportiv Coloseum, cel care are și o secție de șah. Este o competiție inedită cu jucători foarte buni, cum de mult nu am mai avut în Giurgiu. Avem jucători de toate vârstele, începând de la 10-11 ani până la pensionar, cum este domnul maestru Miron Corneliu. O competiție interesantă în luna decembrie, care cred că va aduce un plus de prospețime pentru șahul giurgiuvean. Pe lângă angajații din structurile MAI, administrație publică sau elevi în competiție, este înscris și Corneliu Miron, fost triplu campion național la șah. Vârsta poate să-și aducă cuvântul. Una a fost baba tânără și... Da, dar mintea rămâne tânără întotdeauna. Da, așa este. Acesta a povestit cum a ajuns să practice acest sport al minții, dar și sfaturi pentru cei care vor să performeze. L-am făcut de când eram copil și rezultatele care le-am avut m-au făcut să perseverez. Pentru a face performanță nu e necesar decât 2 ani de muncă, de învățătură, așa cum înveți la școală, în 2 ani poți ajungi și maestru al sportului. Cupa DGA se dispută pe durata 2 zile, vineri, urmând să fie întocmit clasamentul final. Participanții vor fi răsplătiți cu diplome și cupe.